De pe baza lor spațială, astronauții văd soarele cum răsare odată la 90 de minute. Ei văd cum vântul sculptează nisipul deșerturilor pe mii și mii de kilometri. Văd furtunile cum se nasc în mijlocul oceanelor. Văd natura indiferentă la existența granițelor, eliberată de ficțiunile lor politice. Pământul însuși face să pară ridicole conflictele care se desfășoară pe suprafața sa. Și asta nu pentru că lumea l-ar prea imensă, ci dimpotrivă. Pentru că din spațiu, micimea Pământului devine evidentă. Îl vedem așa cum e. O sferă fragilă, atârnată în gol.